Salutare lume și bine m-am găsit la un nou videoclip. Eu sunt Stronghard Gaming și astăzi ne regăsim la un Q&A. Let's begin! Deci, prima dată, despre ce este vorba? Păi, v-am povestit de atâtea ori că avem... Și pregătim, de fapt, un Q&A pe live-uri și diferitele lucruri. Așa că, în sfârșit, am adunat întrebările. Am întrebat pe diferite servere, gen Facebook, mai mult Facebook și grupuri de Facebook. Plus, am luat și am notat câteva întrebări de pe live-uri. Pentru că, știți foarte bine, vă puneam întrebări. Ziceam, bă, dar dacă nu vreți Q&A, de ce nu puneți întrebări? Și, în modul acesta, noi am reușit să adunăm destul content pentru a putea face și acest videoclip, cu speranța să nu fie un mare fail, pentru că și mă uit într-o parte, pentru că mă uit cu acest ochi acolo, pentru că e prima dată când se întâmplă așa ceva. Deja numai aspectul că tot ce se vede pe cameră eu, deci e oribil, mă uit și e foarte ciudat. În fine, să trecem mai departe. Deci, văd că am notat câteva întrebări de pe live, așa că o să începem așa. Sper să apară undeva pe ecran aici, că avem loc, că acolo e background-ul, care nu e background, de fapt. Acolo avem background din cameră, pentru că, yes, sunt în camera mea. Bun, prima întrebare, numărul 1. Câți ani ai? Am 19 ani și ce PC ai? Păi, ca să vă explic mai bine ce păseam, hai să vă zic așa, o să apară pe ecran tot componentele mele de la My Computer, știți voi acolo, la Properties, și în modul acesta veți putea să aveți o viziune mai clară despre calculatorul meu. Întrebarea numărul 3. De cât timp faci content pe YouTube? 20 minutes later. Foarte mult timp. Suntem în 2019, așa că am început undeva la acum 7 ani și e un pic cam sad ceea ce fac, pentru că nu sunt deloc foarte activ. Sunt foarte activ numai în vacanță, pentru că numai în vacanță am timp și numai în vacanță voi aveți timp foarte mult să vă uitați la toate minunile care le pun eu pe YouTube. Și cu ocazia asta așa profit și eu, pentru că atunci voi sunteți liberi, atunci fac și eu, iar în timpul anului știți foarte bine că scot un videoclip pe lună sau nici măcar. Și da. 4. Câte dat pe PC-ul tău? Calculatorul meu a costat 1100 de euro, incluzând tastatura, care e un Logitech G ceva, că nu scrie pe ea. Și dacă vreți, pot să vă las și un link la tipul ăsta de tastatură în descriere, pentru că eu sunt un mare fan al Logitech-ului. De fapt, nu sunt. Asta a fost primul lucru care l-am văzut și l-am luat. 5. Răsus. Bun. Ce telefon ai? Telefonul, adică ala, adică tu, am un Huawei P10 Lite, care l-am cumpărat acum 2 ani și nu cred că o să schimb de curând, pentru că mi se pare un telefon foarte bun, decât dacă începi să aibă probleme. Și decât dacă chinezii vor fi chiar excluși de câte Facebook și toate companiile astea americane, că știți că s-au certat între ei și Huawei chinez. Deci dacă ăștia renunț între ei, eu trebuie să renunț la Huawei, pentru că vreau să fiu la zi cu orice program. Următoarea întrebare. De unde ești? Din România? Țara natală? România! Sper să ne găsim la un nou videoclip. Următorul clip o să fie cu Mountain Blade Warband, episodul 3, și țin să vă mulțumesc cu ocazia asta pentru toate like-urile și share-urile. Subscribe pentru cei 3 persoane care au dat subscribe pe Facebook și mulți alții care ați mai dat subscribe și ați revenit înapoi pe canal. Nu uitați să dați voi click pe clopoțel dacă aveți deja subscribe și dați și pe butonul de subscribe dacă vă place conținutul de pe canal. Acest videoclip este un test, pentru că habar n-am cum o să iasă. Sper să nu fie destul de dezgustător și fața mea să nu vă dezguste prea tare, dar cu această ocazie pot să văd și eu dacă reușesc să fac ceva mai complex pe YouTube. Dacă nu, probabil o să rămân la basic-ul de filmez un clip cu jocuri, după aia îl
trec printr-un render ca să arate un pic mai fain, pun un intro și un outro și gata. Bun. Eu am fost Rohan Gaming Ro, v-a spus voi și pentru această zi eu vă zic la revedere. Ciao!